Premierul Ciolacu declară că nu va prezenta public niciodată diploma sa de bacalaureat. De ce? Că o să se zică că e falsă. Asta după ce ne-a comunicat nota 7,03, ce ar fi trecută pe nevăzuta diplomă. Dacă spui nota, de ce nu scoți și hârtia? Ce e mai rău? Acuzația că diploma e falsă, care ar trebui dovedită? Sau faptul că diploma nu există, care nu are nevoie de nicio dovadă câtă vreme nu o arăți? Și diploma de bacalaureat nu dovedește nivelul de prostie, care iese în evidență când deschizi gura, ca mai sus. Domnul Ciolacu procedează cu diploma sa cum a făcut cu certificatul de revoluționar. Îndată ce scandalul se umflă prea tare, ne pedepsește anunțând că renunță la document. Se dovedește că prezidențiabila Elena Lasconi are aceeași alma mater ca prezidențiabilul Marcel Ciolacu, Universitatea Ecologică. Nu știu de ce gândul meu păcătos mă duce la firma Spălătorie Ecologică. Marile spirite întotdeauna se întâlnesc undeva. Țoapa soră de lapte a Gabrielei Firea, spuneam despre Lasconi. Există o diferență. Firea a subt totuși de la Facultatea de Litere a Universității București, ceea ce nu cred însă că îi va face pagubă în voturi șefei USR. Dacă pisicile și câinii din America ar primi drept de vot, Trump ar învinge-o la scor pe Kamala Harris. Deși cercetări recente în neurobiologie arată că animalele de companie sunt mult mai inteligente decât le cred stăpânii lor. Dincolo de sondaje și analize, faptul că candidatul Trump a fost surclasat de candidata Harris rezultă din chiar declarația lui Trump, imediat după confruntarea de la televiziunea ABC. A fost o afacere trucată, așa cum am presupus. Când te uiți la faptul că cei de la ABC au corectat tot ce am spus eu și nu au corectat-o pe ea. Păi a fost așa deoarece Kamala Harris nu a debitat minciuni care te mărmuresc înainte de a te podidi râsul. Ca 10 de milioane de imigranți năvălesc în SUA ca să mănânce câinii și pisicile cetățenilor. Îndată ce pierde, magawaia Trump zbiară că a fost furat, cum a făcut în 2020 și cum va face și în noiembrie. Iar toți cei care nu-l susțin vor plăti, cum a ajuns să spună până și despre tânăra Taylor Swift, cea mai admirată solistă pop din lume în clipa de față, care a îndrăznit să declare că o susține pe Kamala Harris. Sociologul Bulai recunoaște că au existat întâlniri private cu studente în care s-a consumat alcool, dar că nu poate aprecia dacă scenele petrecute aveau sau nu un caracter sexual. Că fetele s-au dezbrăcat din proprie inițiativă, fără să le ceară el, și că n-au existat plângeri. Ceva îmi spune că se va găsi un judecător sau chiar o judecătoare care
pe baza acestor declarații, să-l pună în libertate pe domn profesor.